O carte care mi-a plăcut mult și un personaj care m-a fascinat este un mai vechi membru al serviciilor speciale franceze, și anume Jacques Bergier, care într-o culegere, într-un studiu extins al său, vorbește de persoane care au depășit ceea ce este mai greu, bariera cea mai grea în calea omului, care nu este nici focul, nici apa, nici, poate, nici spațiul. Este timpul. Într-o carte care a apărut și la noi într-o formă restrânsă, Stăpânii oculți ai timpului, de asemenea coroborată cu o altă carte a sa, Dimineața magicienilor, el aduce în prim plan câteva exemple, începând cu legendarul Melchisedec, dar care sigur nu o să intru în acest subiect, pentru că este mult prea vast și poate că este cel care, de fapt, pe care noi, de fapt, l-am numit Moise, dar în același timp el apare și ca o reprezentare a unui Hristos, a unui potențial Hristos ebraic. Nu, în timpurile moderne, timpurile documentate, despre care există mărturii și multe, multe alte probe, apare în Scoția secolului XIII un anume Michael Scott. Acest Michael Scott este una din documentările în care găsim omniștiența. În afară de traduceri extraordinare ale lui Platon și Aristotel din greacă în latină, el este unul dintre primii medievali care vorbesc și chiar demonstrează existența altor sisteme solare. El dezvoltă, apropo de NLP-ul de care pomenea doamna psiholog, tehnici de manipulare mentală, deci practic echivalente cu programare neurolingvistică din ziua de astăzi, în acel secol XIII. Studii de astrologie și astronomie. De asemenea, este considerat un magician. Deci, iată un personaj care, depășind cunoștințele, mult cunoștințele epocii sale, ajunge într-o zonă aceasta a omniștienței. Despre Leonardo da Vinci, iarăși, nu cred că este necesar să vorbim despre ceea ce a creat și a lăsat. În orice caz, este o altă formă umană, pentru că nu pot să-l numesc om, la ceea ce a lăsat, o altă divinitate cu chip de om, care și-a depășit cu mult timpul, epoca, și a lăsat în urmă o operă absolut fabuloasă. Un altul este un personaj misterios al secolului XVIII, care descoperă încă în acea vreme sisteme solare, se referă la psihanaliză și face o primă apreciere a existenței grăuntelui de cantitate care se conservă. Este o exprimare primitivă, culmea a constantei lui Planck, cea care stă astăzi atât la baza motivațiilor, dar și la baza îndoierilor fizicii cuantice sau a teoriei corzilor. Este vorba de Ruggiero Boscovici, cel care, așa cum am spus, trăiește în secolul XVIII. V-am spus despre acești oameni că sunt cei care au depășit, după părerea mea, cea mai grea barieră, cea mai puternică barieră, și anume bariera timpului. Am putea vorbi, dacă este să discutăm despre secolul nostru, despre o mulțime de ciudățenii prin care oamenii își depășesc condiția umană, poate într-un sens mai prozaic. Și am selectat iarăși câteva exemple interesante, și anume, nu chiar printre noi, în zilele noastre, există un anume Ben Underwood, un fenomen considerat și cercetat de NASA, pentru că, de fapt, este prototipul acelui film, mai știu cum se numește acum, cel care vede cu sunetul. Poate că știți, cu Ben Affleck în rolul principal, Daredevil. Deci este prototipul, este practic un sonar uman. Și omul este cercetat de NASA la ora actuală, face tot felul de se fac experimente
viteză, acrobație și așa, omul bazându-se pur și simplu pe auzul său. Este un sonar mobil, dar care iarăși există, și anume Tim Cleveland, care a fost preluat de altfel și în X-Files. Într-un episod din X-Files apare acest personaj care își înfige în mâini, în obraji, obiecte ascuțite, se străpunge cu ace, insensibil la durere. Și asta o face pe cale mentală. De asemenea, tot pe cale mentală se realizează o procedură a călugărilor tibetani, se numește Tum Mo, prin care aceștia își cresc temperatura corpului sau anumitor părți a corpului, mergând până la 17 grade, chiar diferență între temperatura corpului inițial și cea de după concentrare. Eu vorbesc aici deci numai de chestiuni documentate științific, nu de legende, că sigur că în legende se spune că sunt călugări care fierb apa și așa. Nu, deci aceștia s-au supus unor experimente științifice. E bine, tot în urma experimentelor științifice s-a făcut o clasificare, nu neapărat într-o ordine a importanței, dar o clasificare a primelor 10 puteri. Mai mult este vorba de o clasificare în ordinea posibilității demonstrărilor științifice. Și anume, pe primul loc este profeția sau precogniția. Și aici, sigur, există exemple pe care mulți le cunoaștem, nu începând cu profeții evrei, continuând cu profețiile de la Delphi sau din alte temple antice, druizii, și ajungând la fenomenalul Nostradamus. Mai aproape de noi o avem și pe această controversată Baba Vanga, dar care ne uimește totuși cu spusele sale. A doua este percepția extrasenzorială. Percepția extrasenzorială, în ciuda legendelor, nu este, evident, nu este o garanție. Sunt mulți în ziua de astăzi care spun că au această percepție. În realitate, în urma studiilor științifice făcute în capitale ale parapsihologiei, Statele Unite, China, Rusia, pe plan mondial se consideră că din legendele existente, din folclorul în jurul percepțiilor extrasenzoriale, se adevăresc 25-35%. Pare puțin, dar în realitate este foarte mult. Deci un asemenea procent înseamnă că totuși știința acceptă aceste percepții extrasenzoriale fără dubiu și într-o proporție de, iată, o treime. Levitația. Levitația are un pionier în epoca modernă, un pionier la ale cărui evoluții au asistat nenumărați martori și asupra căruia s-au făcut multe experimente. Este vorba de scoțianul Daniel Douglas Hume, care în secolul XIX face aceste procede în fața unor personaje avizate, ba chiar în fața unei instituții care nu-l prea iubea, și anume London Dialectical Society, și care însă admite existența efectului Hume în privința levitației. Sigur, la ora actuală există multe experimente de acest gen, unele le vedem și la televizor, dar, repet, eu mă refer la ceea ce s-a demonstrat științific. Bioluminescența și bioelectricitatea. Bioluminescența, în primul rând, care apar, cazurile clasice apar într-o carte legată de fenomene parapsihologice, poate cel mai important cercetător în acest domeniu, un cercetător care și-a desfășurat activitatea în prima jumătate a secolului 20, este vorba de britanicul Harold Carrington, și care se referă la lumina aflată la nivelul cel mai de jos al mediului vizibil și care este emanată de persoanele aflate în stare gravă, în stare aproape de moarte. Bioelectricitatea se referă la oameni care au posibilitatea atât de a stoca cât și de a genera electricitate electrostatică.
Și poate și printre dumneavoastră există persoane care nu se simt bine în preajma aparaturii electrice sau electronice, persoane care dereglează aparatura electrică sau electronică sau persoane care nu se simt bine, nu pot locui în case cu structură metalică sau chiar din beton armat, cu multă armătură. În fine, la punctul 6, un fenomen despre care ați auzit și despre care ați auzit iarăși foarte multe povești, după mine, radiestezia. Găsirea apei, găsirea metalelor prețioase sau a altor substanțe. Se spune, de exemplu, despre un anume inginer, Simu Simion, care în deceniul al treilea ar fi stat la baza descoperirii majorității locurilor de foraj de pe Valea Prahovei. Mă refer la forajul petrolier. Despre această radiestezie se vorbește. Primele mărturii sunt de acum 5.000 de ani, deci cam pe la 3.000 înainte erei noastre se vorbește despre, în China mai ales, există mărturii de acolo asupra acestei radiestezii practicată cu acel băț radiestezic de diverse forme, de diverse compoziții. În fine, rezistența la foc. Rezistența la foc cu diverse explicații sau complet neexplicată, îl are în prim plan din nou pe acest scoțian Daniel Douglas Hume, care stătea pe cărbuni aprinși cu puterea concentrării. De asemenea, există un caz în Statele Unite al unui afroamerican, Nathan Coker, care la sfârșitul secolului 19 uimea lumea rezistând la căldura fierului ajuns la alb, la incandescență. Bineînțeles, aici se vorbește foarte mult, și Allan Kardec vorbește, dar și Pierre-François Mathieu, despre acele congregații bizare ale convulsionarilor și care erau capabili de foarte, foarte multe miracole, printre care și acestea. În fine, la punctul 8, trecând foarte repede peste aceste subiecte, ar fi combustia umană. Combustia umană despre care în secolul 20 avem două cazuri foarte bine documentate. Cazul Mary Reeser și din Marea Britanie și Jack Angel, un simplu vânzător din Statele Unite, pe care cercetând aceste două cazuri s-a ajuns la concluzia că dacă temperatura normală la care arde carnea umană, la care arde corpul uman într-un crematoriu, este undeva la 1000 de grade Celsius, ei bine, temperatura autocombustiei în aceste cazuri ar fi ajuns undeva pe la 1650 de grade Celsius. Evident, un fenomen necontrolabil, un fenomen cine știe cum generat, dar în orice caz un fenomen datorat puterilor ascunse. Ultimele două cazuri sunt cele legate de vindecări. Unul ar fi cel al chirurgiei psihice, pe care o întâlnim, ați văzut-o probabil în reportaje, în Brazilia, în Filipine, care spre deosebire de vindecarea și din cabinetele actuale de la noi, se produce pur și simplu printr-o intervenție asupra organelor. Pur și simplu este vorba de extirparea unei tumori. Sunt și mulți șarlatani în domeniu, unii dintre ei au fost demascați, dar această practică există și nu poate fi pusă la îndoială existența aceasta. De asemenea, ultima chestiune este legată tot de vindecători, este vorba de cei care au început pe vremea anticilor tradiții șamanice și mergând până ziua de astăzi, mergând pe o echilibrare, mergând pe o răspândire a aurei, în fine, este o întreagă discuție. Dar este încă un caz de dezvoltare, de existența unei puteri ascunse și de dezvoltare, mulți dintre ei, prin exerciții, prin inițiere, prin transmitere, au reușit să-și o dezvolte. Deci, astea sunt câteva cazuri, așa cum am spus, documentate, cu mărturii și pe care am vrut să vi le aduc în discuție. Vă mulțumesc. Dacă există întrebări.